Sâmbătă 30 iulie 2022, mă aflu în localitatea Coșeren, da? Coșeren, da. Din județul Ialomița, la centru de îmbarcare a porumbeilor pentru ultima etapă de fond din acest sezon, organizat de către UCPR, cea de la Prismil. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un crescător care s-a apucat mai recent de porumbei. Da. Domnul Radu Vasile din Dridu, da? Comuna Dridu, da. Ce faceți, domnul Radu? Ce să facem? Uite, am îmbarcat porumbei. Ați venit aici cu... Da, pot zic călduroasă. Foarte călduroasă. Da, foarte călduroasă. Cum sperăm e? Ca porumbei să fie, să vină în condiții foarte bune. Vin. Cum v-a mers anul ăsta pentru, cu la zboruri? Sunteți mulțumit? Sunt chiar mulțumit așa de porumbei. Da? Nu, nu v-a afecta schimbarea de rută după Ucraina pe Polonia? Nu. Deci sunt mulțumit de ce am avut până acum. Pierderi foarte puține. Bravo. Da, cu cât ați început și cât mai aveți acum? Am început în jur de 70 de porumbei și mai am vreo 55. A, e bine. Da, și ați zburat etapă de etapă? Etapă de etapă, da. Bravo, etapă bravo. De etapă, da. Cât stați pentru timp, stați între ei vara la pregătire, așa? Să vă spun sincer, ca și soția mă ajută foarte mult. Ajută, și nu? Copiii. Da, da, fete, am două fete, una de 30 de ani, una de 22. Și sunt alături de dumneavoastră, da, când sunteți plecați? Da. Vă ajută la păsări? Da. Le dau de mâncare, apă, ce fac? Eu am avut porumbei din ăștia standard. Ah. Culori din astea albe, care le plăceau fetelor. Acum când am trecut pe ăștia de sport, ca nu prea le place, dar asta este. Dar au rămas cu microb în sânge. Da. Bravo. Sunt mulțumit de porumbei. Categorii preferate, ce zburați mai mult? Viteza de mifondul, fondul maraton. Deocamdată sunt la încercări, acum încerc porumbei. Să vedeți pe ce distanțe vă vin cel mai bine, nu? Deocamdată văd că merg bine și fondul. Da? Da, mi-au venit. De exemplu, am băgat 5, mi-au venit 3, am băgat 3, mi-au venit 2, deci așa. Și clasează? Clasează? Da. Mai și clasează, da, nu? Da. E bine. Da. Deocamdată sunt în testare de porumbei. Creșteți mulți porumbei? Aveți mulți porumbei acasă? Cam în jur de 100. Cu tot? Mască, da, zbor, matcă, pui? Matcă nu prea am, acum încerc și eu să... Da, aveți matcă zburătoare din asta cu sau nu? Aveți și porumbei pe care îi țineți exclusiv pentru matcă? Nu. Din ăștia scot și pui și... Da? Da. Din ăștia sper să... Zburați la natural sau la văduvie? Natural. Natural, nu? Da. Cu ce zburați mai bine? Cu masculii sau cu femele? Acum am adus 4 masculi. Ah. Da. Între care văd că ăștia, i-am avut și rândul trecut la predmit celălalt, mi-au venit o parte din ei, acum am două noutăți în ei. Da, ați mai băgat doi între ei, nu? Am mai băgat doi între ei, da. Bravo, frumos! Da. Pasiunea asta o moșteniți de la cineva din familie sau nu? Nu. A avut cineva, porumbei, tată, bunic? Mai am un frate care nu-i place, mie îmi place, asta este, da, ce să mai este. Cu tratamentele de câte ori le faceți până la porumbei? Îi tratați, alea de iarnă bănuiesc că sunt tratamentele generale, așa. Și în timpul sezonului, între zboruri și astea, le mai dați ceva? Prea puțin tratamente, decât când vin de la zbor, e acolo cu un electrolit, cu din astea, să-i punem pe picioare, efectiv, da. Cu care dintre sexe zburați mai bine? Și vă acomodați cu femele, cu masculii? Deci în țară zbor și mascul și femele. Da. Încerc, dacă nu am matcă, să scot și pui, mă descurc foarte greu cu ei, așa, n-am nici spațiu acasă. Da, nu e spațiu foarte mare, nu? Încerc să mă acomodez cu ei. Practic scoateți pui și din zburător, să zic. Zburător, da. Care văd eu că merge mai bine pe aia, mă, și văd că dau rezultate, da. Bravo. Deci îmi vin în primii 100, mă clasez și eu, de exemplu, din 700 de porumbei, îmi vin în primii 100 și mie 10 porumbei acolo. Bravo, bravo, e bine. Am avut și locul 17 și 30 și 50 și deci... Uneori mai bine, alteori mai puțin bine. E bine, da. Cu pui cum stați în momentul ăsta? Aveți, cât ce lot de pui aveți? Deci am în jur de 40 de pui. Îi zburați toamna cu pui? Preferați să-i zburați sau nu? Nu. Îi fac eu antrenamente. Ai duceți noastră cu mașina. Tratamente de astea de paramisoviroză, îi facem două specifice vaccinuri. Puilor. Da. Două vaccinuri și mâncare nu chiar. Ce avem acolo, grâu, porumb și mai cumpărăm. O pregătiți dumneavoastră, nu? Da, și mai cumpărăm acum, mai combinăm efectiv. Îi mai alintați și cu mâncare la sac câteodată sau nu? Da. Le mai dați, nu? Perioada de zborul, că dacă nu le dai ceva, nu. Da, hrană minerală, tot ce trebuie, astea, nu? Da. Și să mai asta este. Eu sper să am dus toate etapele până la capăt, mai avem o etapă de Bacău mâine. Bravo, și veniți și cu, și la aia participați, da? Și mâine în jur de 20 de porumbe, aduc și mâine. Bravo. Da. Sunteți de bază aici, cum să zic. De la prima la ultima, nu? De la prima la ultima, da. Domnul președinte știe, adică om de bază. Știe că se poate baza pe dumneavoastră. Și de-aia sper să...
să nu dezamăgim... Nu știu, să încercați să aveți rezultate mai bune de la un an la altul. Sper, da. Nu vreau... Să vă îmbunătățiți și lotul de zbor, să triați în funcție de rezultate. Nu vreau rezultate chiar așa. Mulțumim să vină porumbei acasă, să mă satisfacă. Dar pierdele când pierd un porumbel, parcă... Mi se rupe ceva în inimă, nu? Asta este ce să face. Sperăm să... Da. Da. Vă mulțumesc, domnul Radu, pentru amabilitate, pentru participare, pentru cele câteva cuvinte spuse și vă dorim în continuare și eu vă doresc multă sănătate și mulțumesc mult. Cu stima, numai bine.